Cea mai mare ligă de fotbal a Franței a fost prinsă într-un amalgam de controverse după ce mai mulți jucători au refuzat să ia parte la o acțiune de promovare a homosexualității în weekend, scrie Al Jazeera. Liga profesionistă franceză, organul de conducere a fotbalului național, a cerut jucătorilor din Liga 1 și Liga 2 să poarte tricouri cu numere de culoare a curcubeului la meciurile de weekendul trecut înainte de ziua internațională împotriva homofobiei, transfobiei și bifobiei, dar unii jucători au refuzat să facă acest lucru. Uniunea Națională a Futbaliștilor Profesioniști a spus că nu este de latitudinea jucătorilor să transmită mesaje colective. Toulouse i-a lăsat pe bară pe jucătorii care nu au vrut să poarte tricourile. Fundașul marocan al clubului, Zaharia Abu Hal, și-a apărat alegerea de a nu participa la campanie. Am luat decizia de a nu participa la meciul de astăzi. Înainte de toate, vreau să subliniez că am cea mai mare considerație pentru fiecare individ, indiferent de preferințele sale personale, sex, religie sau origine. Respectul este o valoare care îmi este dragă. Se extinde asupra altora, dar include și respectarea propriilor convingeri personale. De aceea, nu cred că sunt persoana cea mai potrivită pentru a participa la această campanie. Sper, decizia mea va fi respectată, la fel și dorința mea ca toată lumea să fie tratată cu respect, a scris el pe Twitter. Antrenorul, Eric Roy, a numit gestul catastrofal un comentariu care a atras critici ample pe rețelele de socializare. Există jucători care au o problemă cu acest lucru. Fiecare este liber să-și exprime părerile. Personal, nu am nicio problemă cu el, dar există jucători care ar putea avea o problemă, a spus antrenorul. El a mai spus că este greșit să programezi campania într-un moment în care jucătorii se luptă pentru a evita retrogradarea. Omologul său, Bruno Genesio, a spus că, deși este împotriva oricărui tip de discriminare, nu a fost sigur că este o idee bună să se organizeze o zi împotriva homofobiei. El a spus că nu a vrut să intre într-o ceartă, dar a vrut să-și clarifice poziția. Având în vedere rădăcinile mele, cultura mea și importanța convingerilor mele, nu era posibil să particip la această campanie, a scris el pe Twitter. Sper că decizia mea va fi respectată, precum și dorința mea de a nu discuta despre asta. Sper că toată lumea să fie tratată cu respect, a spus el. Fundașul senegalez, Gomis, a fost exclus din meciul din Liga 2, sâmbătă, din același motiv. Ministrul Sportului, Amelie, a intervenit cerând pediapsa rebelilor. Cred că este responsabilitatea cluburilor, cu dialog cu jucătorilor, să ia sancțiuni. În Franța, când avem o operațiune care este încadrată în acest fel, care implică toate cluburile pe un subiect de bază al nediscriminării, trebuie să participi. Cred că este necesar, a spus ea. Ministrul a declarat că este regretabil că nu avem 100% dintre jucătorii din Franța care se regăsesc în acest mesaj de nediscriminare. Relatează R3media.ro Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.